Apostolul Pavel scria, adresându-se Efesenilor 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și prezintă motivul. Pentru că ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești și prezintă secretul. În Hristos, slăvit să fie Domnul. Și tot aici vă salut pe dumneavoastră, versetul 2, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Vreau să vă citesc două expresii ale Apostolului Pavel, una din 1 Corinteni 9:20 și alta din Efeseni, deci 9:23 și Filipeni 4:13. Să facem din ele o expresie. Fac totul, adaug cuvântul, pentru că pot totul în Hristos. Vreți și dumneavoastră? Că una este a face numai cât poți, dar să nu poți. Dar cu totul măreț este să poți să faci totul pentru că poți. Totul. Cum a reușit apostolul să facă totul? Cum putea totul? Evident că în primul rând ne gândim la a trăi. Cum spunea Domnul către Ioan Botezătorul, lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Sau cum spunea Moise, Deuteronom 18:13, tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Scrie apostolul aici, de exemplu, în versetul 12, Filipeni 4, știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, adică diferite ipostaze, din punct de vedere economic, a împlinirii nevoilor, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug, să fiu în lipsă, n-a trăit în cele mai bune condiții, nu avea nicio sănătate foarte bună și în toate aceste uneltiri, nevoi care le crea în mod deosebit slujirea lui, a reușit să trăiască în așa fel încât scrie în 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Sau, spune el la 1 Corinteni 4:4, că n-am nimic împotriva mea. Sau, a 2 Corinteni 1, duce în versetul 12, lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și m-a ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Și avea un cuget sensibil, cum spune Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că nu mint. Sau spune aici 1:23, iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu. Ați vrea să trăim ireproșabil? Că dacă nu ne propunem asta, nici nu o să atingem un asemenea obiectiv. Dacă la școală copiii nu și-au propus să învețe bine, nici nu e o problemă. Ultimii doi copii, unul învăța foarte bine, unul era mai slăbus la învățătură. Și cu cel ce învăța bine, am stabilit la începutul anului cât premiu îi dau, dacă e de la 9 până așa, dacă e de la 9:50 la 10 sutim, se modifica premiul, la 9:75 se modifica la 5 sutim. Și celălalt care era mai slăbus la învățătură a auzit negocierea mea. Și când era numai cu mine, ce mă întreabă, dar cu mine, dacă iau 7, e bine, bine. Dumneavoastră vă socotiți din cei slab la învățătură și credeți că, hai bine, și cu 5, dar sunt examene la care nu se intre numai cu 7. Apostolul și-a propus să trăiască în așa fel încât să poată fi plăcut lui Dumnezeu, să fie un model pentru alții. Nu degeaba, zice, scrie în Filipeni asta 4, citesc versetul
Nou, ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi, s-o spune la a doua Timotei, capitolul 3, cu zice, te-ai urmărit îndeaproape învățătura mea, nu numai atât, dacă asta urmărim. Purtarea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea și condițiile neplăcute de care aminteam, prigonirile, suferințele care au venit peste mine. Ce frumos! Doamne, ajută-ne! Apoi, în ce privește lucrarea, cum aminteam că n-a fost făcut în cele mai bune condiții, spune 9 cu 12, răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei. 9 cu 22, am fost slab cu cei slab, ca să câștig pe cei slab, mi-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei, tuturor totul. 23, fac totul pentru Evanghelie. Și nu doar predicare, zice la Coloseni 1 cu 24, citez, în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinești și lipsești suferințul lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Și vă rog să rețineți, nu și-a propus să fie numai el așa, chiar dacă l-a vestit fără a fi plătit, a zis că nu cere și alții să fie, în ce privește trăirea, zice aici în 1 cu 28 și 29, pe Domnul provdim noi și sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Amin? A slujit în felul acesta cu toată dăruirea și din închisoare și în toate împrejurările, gata să facă totul. Aș vrea să vă arăt din Scripturi, așa în câteva versete, în minutele următoare, cum am putea, dacă vrem și noi. Știți discuția între Domnul și tânărul bogat? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Cunoști poruncile? Da, uite, am amintit vreo 5 acolo. Le-am păzit cu grijă, apreciabil. Și îl întreabă Domnul, să cităm din varianta din Marcu, de la capitolul 10. Versetul 21. Îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot. Aici este o problemă când e vorba de tot. Știți când a fost trimis Saul să distrugă pe amaleciți? I-a spus Dumnezeu să, versul 3, 1 Samuel 15 cu 3, să nimicească cu desăvârșire tot. Și spune apoi în versetul 9, a cruțat oi, boi, vitei, graș, așa, tot ce era mai bun și n-a vrut să nimicească decât tot ce era prost și nebăgat în seamă, știi? Că din tot ieșise două feluri de tot. Tot ce nu te interesează și nu pui la suflet, și asta e ușor de nimicit și de împlinit, să zicem, și nu-i greu. Și tot ce-ți place. Dar totul totului tot e format din tot. Și ce-ți place și ce nu-ți place. Și Domnul îi spune, du-te, vinde tot ce ai. Și asta l-a supărat. Tot nu sunt gata să fac. Și un alt evanghelist, mă refer la discuția Domnului cu tânărul bogat, îi spune Domnul, versul Matei 19 cu 21, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dincolo spunea tot, și vei avea o comoară în cer. Vrei să fim Domnului plăcuți cu adevărat sau doar așa să... Cum spunea cineva, măi, numai cât să nu ne bată Dumnezeu. Nu, nu, nu. Nu doar așa să ne admită la limită sau să nu ne pedepsească. Merită Dumnezeu să facem pentru El tot. Se amintea și oarecum ceea ce spun, zic eu, că se înscrie în continuare la ceea ce a spus fratele până aici. Scrie în Romani, capitolul 8, versetul 32, Domnul Tatăl n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Pentru că în Domnul sunt ascunse toate comorile, scrie în Coloseni 2, și prin El suntem și moștenitori.
Și aici este secretul lui Pavel. Pot totul în Hristos care mă întărește, pentru că Dumnezeu are o motivație puternică, pentru că prin Hristos ne-a dat tot. Și cine înțelege asta, e motivat să răspundă cu aceeași monedă. Este o pildă. Scrie în Matei 13, sunt cuvintele Domnului de la versetul 44. Împărăția cerului se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară. Omul care o găsește, o ascunde și de bucurie, se duce și vinde tot ce are. Și cumpără țarina aceea, apoi un altul caută mărgăritare frumoasă și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce și vinde tot ce are. Dar vă rog să rețineți, nu-i doar o tranzacție a unuia care conștientizează că face o afacere bună. Că vorba aceea, noi dăm ce nu putem păstra ca să primim ce nu putem pierde. De bucurie o cumpără. Adică nu cred că este plăcut Domnului, chiar dacă spune Pavel la un moment dat, și dacă o fac de silă, mi-a fost dat. Dar s-o poți face cu bucurie, cum spune 2 Corinteni 9, că pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Ce-am primit noi este incomparabil. Oamenii muncesc în viață, să luăm un exemplu, pentru un venit lunar, pentru o pensie. Dar ce primim noi nu se poate compara. Veșnicia, în felul în care Dumnezeu ne-a pregătit-o, ne-a asigurat-o, pentru 1 cu 4, o moștenire neîntinată, nestricăcioasă și care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru noi. Cine conștientizează aceasta, va da totul atât în ce privește trăirea și va face totul în ceea ce privește slujirea. Asta nu înseamnă, mă gândesc la slujire, gata să ne epuizăm. Să dăm ceea ce este necesar, ceea ce este potrivit să dăm. Spune Pavel, la Dumnezeu nu se are în vedere ce n-are cineva, ci ceea ce are. Nu trebuie să vrei să fii erou, trebuie să fii un om natural, dar care își dorește toată inima. Spune 2 Cronici 16:9, Dumnezeu se uită la înălțimea cerului ca să sprijinească pe aceea căruia inima este întreagă a Lui. Și atunci Dumnezeu te sponsorizează și îți dă puterea asta, că tu știi ce faci. Pentru ce faci, spune Apostolul Pavel la Filipeni 3, când a vrut să se împărtășească întru totul cu această gândire a Domnului Iisus Hristos, care a dat totul și a moștenit totul. Filipeni 3, de la versetul 10, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferinței, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Versetul 13, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, adică sunt gata să fac totul. Ales spre țintă pentru premiu chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne și nouă, se merită să facem investiția aceasta, să fim dăruiți. Am citit de roman că Domnul n-a cruțat nimic pentru noi. Noi o să facem precum Saul, o să cruțăm ceva? Asta nu îi le dăm că ne plac. Că tânărul bogat, asta nu pot că mi este legată inima de el. Și uneori Dumnezeu ne cere. Ne este scris să intrăm pe poarta strâmtă și asta înseamnă lepădare de sine. Nu cred că înseamnă doar așa cum ne-am zice noi uneori, înseamnă să fiu un pocăit mai îngust. E atâta de strâmtă încât nu intri decât fără nimic. O lepădare de sine totală. Merită Dumnezeul nostru. Apostolul Petru spunea, Marcu 10:28, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată ni se cuvine? Și Dumnezeu le-a spus, este și răsplat. Nu este nimeni care să fie lăsat aici și să nu primească. Deci, când gândim la ceea ce ni se oferit, este absolut normal ca să dăm, să zic așa, ceea ce ni se cere. În Hristos facem asta. Prin El am primit acest măreț har al lui Dumnezeu. Apoi încă un sfat, să zic, care poate să ne vină în ajutor. Spune 1 Corinteni 10, versetul 31, deci fie că mâncați, fie că beți, pentru că viața de credință trebuie să cuprindă toate compartimentele vieții, nu? Nu doar o viață de biserică, asta ar fi un fariseism. Fie că faceți altceva,
Nu duci mașina, lucrezi, faci o mâncare, totul, nu? Și la serviciu, spune 1 Timotei 6, Efeseni 6, Coloseni 4, că trebuie să faci totul ca pentru Domnul. Sau Tit 2 cu 10 și față de patron, față de angajați, scrie acolo să ne comportăm ireproșabil ca să facem în totul cinste învățăturii Domnului. Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Adică nu doar că eu voi fi plătit de Dumnezeu pentru ceea ce fac, niciun pahar de apă nu rămâne răsplătit, voi primi veșnicia și este puțin lucru să mă închin o viață, să fie cât al lui Metusala, pentru o veșnicie care o primesc. Eu nu sunt în pagubă, eu câștig. E cea mai mare afacere, spuneam. Dar această ofertă divină ar trebui să se lase în ființa noastră cu o recunoștință aparte față de Dumnezeu și să-L slăvim prin ceea ce facem. Să-i se aducă laudă, asta va contribui și la a-L cunoaște alții, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu-mi asum eu merite, că de fapt Dumnezeu m-a învrednicit în această stare și vreau ca El să fie lăudat pentru ceea ce fac. Și un asemenea comportament mă duce la ce scrie și în Coloseni, capitolul 3, citesc de la versetul 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, adică să îmi umplă ființa, gândirea asta, am și exemple în Scripturi, ca să trăiesc așa frumos, dumnezeiește a spune, sau cum spune în Efeseni 4, să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Oare nu se cere prea mult? Ce fel de oameni trebuie să fim noi, cum ce și Petru? Ce așteptăm? Și uneori ne mulțumim în mediocritate. Apropo de slujirea care ne se spunea cum au făcut-o oameni în diferite situații critice, oameni care alții ar fi fost împinși să cârtească. Da? Vorba aceea, unul se plânge că nu are pantofi și altul nu are picioare și cântă, că lui nu-i trebuie pantofi. Spune aici versetul 17, și orice faceți, și dacă nu, vom ajunge să gândim așa, să luăm viața pe de-a-ntregul, cu cuvântul sau cu fapta, vorba, trăirea, orice faceți, altceva, cum spunea în Corinteni, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Acea motivație de nezdruncinat pentru Iisus, pentru numele Lui. Cum spunea cineva când a dat un ban, zice, îți mulțumesc de pomană, nu-i pomană, e numele Domnului. Că într-o totul, El trebuie să ne motiveze gândirea, acțiunile. Și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Un predicator undeva a început și a zis, slăvit să fie Domnul. Și a spus la oră, băi, zic, dar de Tatăl ai uitat? Numai pe Domnul Iisus l-ai slăvit? Că spune Filipeni 2 că se spune spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Adică Domnul Iisus este motivația noastră, dar toate astea trebuie să se aleagă cu o slavă pentru Dumnezeu, cum spune și în Petru, oamenii văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu, că de la El, de la Sfântul Tatăl, de la care vine orice dar bun și desăvârșit, cum scrie Iacov, se coboară toate, slăvit să fie Domnul. Prin ceea ce fac eu este slăvit Dumnezeu. Am fost creați pentru lauda slavei Lui, spune unul dintre versetele ulterioare celor citite la început în Efeseni 1. Și spune aici, tot în Coloseni 3, cu 23-24, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii știți că aveți primit de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. Vă îndemn să ne hotărâm să trăim așa. Se spune că o femeie s-a dus la un medic și cu responsabilitate, cu blândeție, a spus, Doamne, mă aveți foarte puțin de trăit. Și, auzind bătrâna așa, s-a dus la un duhovnic și a zis, cum ar trebui să mă comport dacă m-am puțin de trăit? Și acesta i-a zis, auzi, păi câteva zile din cât văd, tot cred că îți mai dă Dumnezeu să te silești 3 zile să trăiești ireproșabil, să nu faci nicio greșeală, să trăiești ca în prezența lui Dumnezeu și ca cei din cer să-L slăvești pe Dumnezeu într-una. Apucă-te de astăzi. Și a început beata bătrână.
Și-a greșit, na, omul obișnuit într-un anume fel, le facem unele din obișnuință, așa, din rutină. Vorba lui Solomon, Eclesiastul 7, nu-i niciun om să facă binele fără să păcătuiască. Și când facem bine, mai mintim câte una. Și o zis, trebuie să le iei de la capăt, trebuie să fie 3 zile consecutive. Și iar o încerca bătrâna, și frumos, să nu se supere, să nu supere pe nimeni. Să nu uite să o slăvească pe Dumnezeu, să facă bine la toți, cum spune Galateni 6, dar mai ales fraților în credință. Și iar o smintit, o dus una, a doua iară, o dat-o peste cap. Și tot n-a murit bătrânica. Și-a întrebat-o cineva după vreme, ce faci? Până n-ai murit? Nu. Și a spus care e obiectivul ei cu cele 3 zile, își propusese. Și a mai trăit un an, doi, trei, și pe câțiva ani, întreabă cineva, dar acum câte zile aici? Nu, că n-am terminat pe alea 3. Că toți minteam câte ceva. Dar mi-am propus 3 zile să trăiesc frumos. Biblia ne spune una. Astăzi. Pâinea pe astăzi, crucea pe astăzi. Nu? Îngrijorările ale de mâine n-au ce căuta astăzi. Că o zi, hai. O zi este o viață în miniatură. Nu? Să trăiești o viață ca Domnul Iisus. Am văzut asta de la Vrumbra, spunea. Ai 15 ani de pușcărie, cum să fii tu 15 ani pocăit în pușcărie? O zi, nu? Cât ai fi de obosit, poate noaptea tot ațipești puțin. O zi care să-ți propui de dimineață când a răsărit soarele astăzi, vreau să o dedic Domnului. Astăzi vreau să pot totul, vreau să fac totul ca pentru Domnul. Doamne Iisuse, Tu ce ai face? Tu ai stat pe cruci. Astăzi vreau să trăiesc spre slava lui Dumnezeu, să-L laud, să-I cânt, să mulțumesc. Sau cum spune Pavel, tot ce faceți, 1 Corinteni 16:4, să fie făcut cu? Cu dragoste. Dar poți? Da, scrie 1 Corinteni 13:7, dragostea crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Doamne, ajută-ne! Ce credeți? Dacă am fi gata să dăm totul, s-ar petrece vreo minune așa în jurul nostru? S-ar modifica ceva? Am auzit întâmplarea asta ce vă spun, eram copil, întâmplarea așa simplă și am încheiat îndată. Când într-o localitate era un singur pocăit, mergea în altă localitate la adunare. Și-a durat așa câțiva ani, dar la un moment dat s-a hotărât să se pocăiască pe de adevăratelea, pe de-a întregul. Și-a început să vorbească frumos cu soția, avea un slujitor la gospodărie, să-i se adreseze frumos, cu vecinii, n-a mai strigat. Și într-o zi îl întreabă un alt vecin, Ioane, unde ai fost? Nicăieri. Cum nicăieri? Am fost tot aici. Nu se poate. Am numai văzut, dar am fost acasă. Ce nu se poate. Ce? Tu strigai când noi ne trezeam fără ceas. Dar de ce ne-ai mai strigat? M-am pocăit. Lași-mă că tu ești pocăit de mult. Nu, acum m-am pocăit. N-a trecut multe săptămâni și sluga îi spune, vreau să vin cu tine la adunare. Pe drum discută. Dar până acum de cine ai venit că te-am chemat? Abia apucam să pleci de acasă să scăpăm de gura ta. S-a pocăit și sluga, s-a pocăit și nevasta. Dar chiar dacă nu s-ar pocăi nimeni ca în vremea lui Noe, dacă tu faci tot, tu ești salvat. Îmi spunea un păstor din Oradea, ci părinții mei s-au pocăit când erau tineri. S-a dus prima la adunare mama. După 3 luni a zis tata într-o zi către ea, vreau să mă duc să mă conving și eu. A venit înapoi și a spus, femeie, e bună pocăința, dar tu încă n-ai înțeles-o pe deplin. Dar de ce? Auzi tu, viața trebuie să schimbe de tot. De astăzi mă apuc și eu. Zilele următoare s-a dus la plug, a zis, vreau să încep cu post. Că dacă vrei performanță, spune Pavel în 1 Corinteni 9, acolo trebuie să te porți aspru cu trupul tău, să faci totul, câștigi premiu. Și nu e vorba numai de premiu. N-ați vrea, nu doar să fim noi premiați, să fie premiat și Domnul Iisus, să se laude cu noi în ziua aceea. Dar n-ar merita și Tatăl un premiu?
Păi atunci ar fi festivitatea întreagă în cer. Toți să fim cu premiu. Și acolo pe brazdă, când a pus animalele să mănânce, s-a pus să se roage. Și acolo în brazdă erau și alți vecini, la loturile vecine, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. O zi și-au dat seama vecinii. A fost botezat cu Duhul Sfânt. Se produce un miracol. Se ia cunoștință în sferele cerești, îngerii, bun, răi. Iau cunoștință, pe Pavel îl știu. Și spunea fiul lui, care acum, când mi-a povestit, avea fiul 70 de ani, tata 90. Zice, tata s-a hotărât în tinerețe să postească în ziua de duminică. O singură dată a mâncat în 70 de ani, când a fost nunta sorei mele. Așa statornic a rămas în credință. O să avea 70 de ani, deci era rând cu 20 de ani când a fost în spital. Și merge într-o zi și fratele, fiul lui era într-o funcție în societate și spune medicul, vizităm pe tata dumneavoastră, spune, domnul, nu v-ați luat pastilele. Era altă zi din săptămână consacrată de post. Și spune băiatul, lasă-l pe tata, astăzi nu-ți înghite o pastilă. Eu nu spun cu asta că n-ar fi voie. Am dat exemplu acelui frate. Și spune fratele, și am ieșit cu tata să mă plimb prin curtea spitalului și îmi spune, măi băiete, aș putea merge liniștit la Domnul. A fost frumoasă viața cu el, dar e frumoasă numai dacă i-o dai toată. Dar dacă mai rămân, m-aș bucura să mă rog pentru voi și să fiu un exemplu mai departe. Și a zis, tata, încă trăiește, zice, a mai dat Dumnezeu atâți ani, deși a fost bolnav de cancer. Dar oricum, într-o zi, tot ne încheiem activitatea. Dar va urma apoi veșnicia lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Mai nu știu cum va fi acolo, dar spunea cineva, când o să ajungem acolo, o să spară rău, dacă e așa, nu știu dacă o fi părere de rău acolo, că n-ai făcut totul sau că n-ai slujit cum se cuvenea. Ca să nu mai spun de regrete de celor ce, pentru lucruri mărunte, pentru lucruri la care au ținut ei aici, și să nu fie gata să renunțe la tot. Spunea sora Ana Morar de la Cluj, am grijit de o soră în vârstă. Și un moment dat, era noapte, gata, a plecat, cheamă pe vecină, era medic, nu mai are puls, mai chemă în salvare în vârstă, dimineața se anunță decesul. Și numai că se scoală sora Sia, așa o chema. Se scoală, se ridică, pune mâinile pe masă și începe să plângă. Și întreabă, de ce plângi, te doare ceva? Nu mă doare nimic. Dar de ce plângi? Am fost dincolo și m-am întors înapoi, de-aia plâng. Dar de ce îți pare? Pace acolo! Mi-am văzut castelul. Ce frumos! Ce moștenire! Și am întrebat, dar ce-a făcut? O s-a abandonat o bărbatul când s-a pocăit, a rămas bărbatul cu o avere mare. I-a dat numai o căsuță la periferie. N-a comentat, n-a spus la nimic, eu am știut pentru că am îngrijit-o. Din banii ei se ducea prin spital pe la bolnav și le ducea câte ceva și spunea la toți care îi întâlnea. Și a zis, dar soră, spune-mi cum e acolo? Avem și noi lucruri frumoase la Cluj, avem grădină botanică, cum e acolo? Și am reținut expresia asta că eu repeta, tu, Ana, nu pricepi, aici e lut, acolo e altceva. Și ar întreba, dar spune-mi, tu nu pricepi, aici e lut. Și totuși noi purtăm o comoară în vase de lut, dar purtăm pe noi pecetea Fiului Dumnezeu, care a venit în lumea noastră să ne învețe un alt fel de a fi, care a venit să ne instruiască, pentru că nu aici este adevărata viață. Adevărata viață este o perspectivă eternă cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim gata să ne dăruim, cum se spune, trup și suflet. Fac totul! Dar cum faci totul? Pentru că eu pot totul în Hristos care mă întărește. Și nu doar că mă motivează și mă premiază, vreau pentru toate astea să fie toată slava lui Dumnezeu. Asta va da frumusețe nesfârșită, neînțeleasă de noi veșnicie viitoare. Să ne ajute Domnul să mergem cu toată ființa noastră, să ne dăruim uitând ce este în urma noastră. Și dăruindu-ne, aruncându-ne spre ce este înainte, ne stă în față veșnicia, brațele divine, bucuria eternă. Amin.